Veste bună înainte de Crăciun pentru fermierii care au accesat programul Usturoiul. Executivul a aprobat în ședința de luni 18 decembrie 2023 hotărârea pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 393 pe 2023 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum și stabilirea unor măsuri de verificare și control legate de acest program de susținere. Cu alte cuvinte, este asigurată finanțarea de la bugetul de stat. Actul normativ vizează două modificări importante, prin care se va face plata întregii suprafețe eligibile plantată cu usturoi în cadrul programului. Astfel, cei aproape 2000 de beneficiari care cultivă în jur de 3000 de hectare vor primi 3000 de euro pe hectarul cultivat cu usturoi. Prin noul act normativ, guvernul suplimentează resursele financiare necesare a achitării obligațiilor de plată către beneficiarii schemei de ajutor de minimis înscriși în acest program. Totodată se prelungește termenul de plată al sumelor reprezentând ajutoare de minimis către beneficiari de la 15 decembrie la 29 decembrie 2023.